Mi-am dat un cuvânt și îmi țin cuvântul respectiv. Până la sfârșitul mandatului acestui guvern, am spus că nu o să mă înscriu într-un partid politic, că nu o să-mi fac un partid politic și că nu o să candidez la alegerile parlamentare. Nu vreau să fac nicio afirmație legat de ce se va întâmpla după aceea, pentru că pur și simplu nu știu. Dumneavoastră puteți să înțelegeți că sunt doar un om și nu altceva și că nu am proiecte ascunse, că n-am agenda ascunsă și că eu în noiembrie m-am angajat la un anumit mandat pe care înțeleg să mi-l duc la bun sfârșit în mod onest și atât cât mă țin puterile? De ce să ne proiectăm pe alte lucruri când acum sunt de rezolvat anumite lucruri și eu acum mi-am asumat anumite lucruri? Suntem într-un an electoral, înțeleg foarte bine acest lucru, înțeleg să-mi asum până la capăt ceea ce am spus în noiembrie, că vreau să menținem România și economia României pe linia de plutire și să și angajăm anumite reforme în anumite domenii în care cred că putem face anumite lucruri. Ne dorim sprijinul PNL-ului în Parlament pentru anumite proiecte care sunt în Parlament sau care, pe care urmează să le propunem, la fel cum ne dorim sprijinul și celorlalte partide politice. Am trecut în revistă și nemulțumiri pe care PNL-ul le are vis-a-vis de anumite proiecte sau anumite acțiuni ale guvernului, în care am explicat deciziile pe care le-am luat, dar am discutat și despre ceea ce ne propunem în continuare, proiecte pentru care am cerut sprijinul partidului.